Bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat curs invitația noastră. Astăzi vreau să vorbesc de câteva subiecte care țin de începutul noului an de studii. Situația instituțiilor de învățământ general, profesional, tehnic și superior, publice și private, Republica Moldova, septembrie 2020. Dotarea sistemului educațional cu echipamente necesare învățării la distanță în condiții online. Formarea cadrelor didactice, asigurarea instituțiilor de învățământ cu dezinfectanți și, în sfârșit, responsabilitatea noastră comună pentru siguranță în educație. Dragi colegi, copii, părinți, au trecut 2 săptămâni de la începerea noului an de studii. În această perioadă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a monitorizat situația și analizăm ce avem de făcut în continuare pentru a asigura 2 obiective cheie. Primul, limitarea riscurilor și cel de-al doilea, creșterea oportunităților de învățare în context pandemic. Astăzi vă prezint un bilanț provizoriu cu mențiunea că situația este dinamică, ea se schimbă de la o săptămână la săptămână, de la zi la zi. Totodată urmărind și analizând ceea ce se întâmplă în statele vecine, în Europa, precum și în statele lumii, este clar că depinde de fiecare de noi dacă situația se schimbă spre bine sau spre rău. În ansamblu, venim cu câteva concluzii intermediare. În primul rând, se observă că începerea școlii nu a dus la o creștere majoră a numărului de infectări, numărul de infectări fiind aproximativ egal cu rândul populației generale, comparativ cu populația școlară. Aceste date ne arată că, cel puțin până acum, școala nu a fost o sursă de risc mai mare decât au fost activitățile celor neimplicați în procesul educațional. Numărul de școli închise în 2 săptămâni este același cu numărul de școli închise la 1 septembrie, dar așa cum și ne-am așteptat, avem un număr crescător de clase care activează la distanță din cauza virusului. Am luat măsuri pentru optimizarea procesului educațional pentru copiii care, din cauza COVID-19, trebuie să stea acasă. Nu totul este perfect, am făcut tot ce e posibil în condițiile date. Datele concrete vă vor fi prezentate sintetic în cele ce urmează. Procesul educațional este direct dependent de condițiile prin care asigurăm accesul în școală, și de aceea insist să reamintesc câteva elemente cheie a căror respectare este obligatorie, nu opțional, dacă vrem să ne fie mai bine. Și am să insist de fiecare dată asupra acestora. Aerisirea, organizarea curățeniei și dezinfecției instituțiilor de învățământ, spălarea cât mai frecventă a mâinilor și dezinfectarea lor, purtarea de către elevii măștilor în spațiile comune, purtarea măștilor de către personalul didactic și nedidactic al școlii, evitarea aglomerărilor atât în școală, în curtea școlii, dar și intrarea în școală, păstrarea distanței fizice, triajul matinal, măsurile privind transportul în comun al elevilor și de la instituția de învățământ. Repet încă o dată, alte măsuri de precauție decât acestea nu există. Ne îngrijorează în același timp fiecare situație de îmbolnăvire. Nu putem admite concepții greșite privind virusul. Să nu uităm, copiii nu fac ceea ce spun adulții, dar ceea ce fac adulții. Prin urmare, modelul nostru în educație este unul primordial. Instituții de educație depun efortul maxim în ceea ce privește informarea despre COVID-19, iar sprijinul dumneavoastră constă în a le oferi copiilor adevărul științifice. Orice manipulare cu informația este în detrimentul societății noastre, este nu altceva decât grija unul față de celălalt. Măsurile luate din instituțiile de învățământ, și anume modalitatea de activa în subgrupe, alternat, cu zile de prezență la școală și cu zile de învățare la distanță, inclusiv online, pe schimburi, sunt toate soluții pentru a fi la școală. Grație acestor măsuri și a respectării lor, pentru 821 de instituții educaționale, este asigurat un proces tradițional, adică cu o prezență fizică de 100% la școală. Modelele 2.7, învățarea pe schimburi, învățarea combinată, hibrid, învățarea pe grupe, alternantă, exclusiv online sau mixt, a fost aleasă de 431 de instituții educaționale și care presupun intervenții cu echipamente speciale, fiind modele bazate pe învățarea mixtă, adică atunci când învățătorul tradițional integrează resursele electronice, computere și internet. Reamintesc opinii publice că în acest an de studii, instituțiile de învățământ s-au redeschis selectând unul din cele 7 modele de activitate propuse de minister. Am solicitat instituțiilor să selecteze foarte atent și responsabil modelul de activitate aplicat în anul acesta de studii, consultându-se cu cadrele didactice, elevii și părinții,
garantând astfel selectarea celui mai optim model, atât din aspectul asigurării condițiilor sigure pentru copii, cât și asigurării accesului la studii pentru toți. Așadar, amintim că școlile au recurs la alegerea modelului propriu de activitate. Această abordare de descentralizare rezidă din aspectele diferite pe care le are fiecare instituție de educație. Voi specifica doar câteva din acestea, specificul așezării geografice, infrastructura instituției de învățământ, care este absolut diferită, chiar dacă unele construcții sunt similare, numărul de copii raportat la această infrastructură, rețeaua de clasă, numărul de elevi în clasă, vârsta cadrelor didactice, dotarea școlilor și alte particularități individuale. Situația sintetică a instituțiilor de învățământ general publice și private în Republica Moldova în perioada 1-14 septembrie. La ziua de astăzi avem 10 instituții care activează la distanță din cauza carantinei, 171 de clase care activează la distanță din cauza carantinei, numărul elevilor aflați în autoizolare este de 4.958, elevi confirmați pozitiv 187, cadre didactice confirmate pozitiv 173, cadre didactice în autoizolare 288, personal nedidactic sau auxiliar confirmat pozitiv 40, personal nedidactic sau auxiliar în autoizolare 118. Situația în instituțiile de educație timpurie publice și private din Republica Moldova. Din numărul total de 1.398 de instituții, la ziua de 14 septembrie activează 738, instituții închise în carantină 2, copiii în autoizolare 113, copiii confirmați pozitiv 2, cadre didactice confirmate pozitiv 47, cadre didactice în autoizolare 113, cadre nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv 26 și personal nedidactic și auxiliar în autoizolare 82. Următorul subiect care vi-l propun atenției noastre este dotarea sistemului educațional cu echipamente necesare învățării la distanță în condiții online. După cum cunoașteți de la începutul acestei pandemii, din luna martie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și-a propus drept scop, ieșind din noile condiții existente, trei priorități. Prima, legată de dotarea cu computere, lipsa cărora s-a simțit acută. Cea de-a doua, alfabetizarea digitală, luând în considerație faptul că o mare parte a cadrelor didactice nu posedau asemenea abilități. Și cea de-a treia, accesul la internet, ceea ce ar fi permis pentru prima fază lucrul la distanță. Este adevărat astăzi că noi suportăm consecințele unui management care priorizarea finanțelor nu a fost anticipată. Suportăm consecințele unui trecut în care s-a vorbit mai mult decât s-a insistat pe investiții substanțiale. Dacă să analizăm investițiile în echipamentele electronice, computere, laptopuri, tablete în ultimii 20 de ani, atunci vom observa că ele sunt minime în raport cu mega solicitările pe care le avem la moment în urma COVID-19. Școlile au fost conectate la rețeaua internet în măsură de 100%, dar în contextul crizei în care ne aflăm, vorbim despre dotările fiecarei săli de clasă cu echipament și internet. Deci, obiectivul căruia trebuie să-i facem față în condițiile COVID trebuie să constituie un efort al întregii comunități. În contextele descrise mai sus, este necesar să actualizăm și să racordăm la nivelul corespunzător dotarea sistemului educațional cu echipamente necesare învățării la distanță în condiții online. La moment, instituțiile de învățământ primar și secundar general sunt dotate cu 38.059 tehnică de calcul, computere, laptopuri, tablete, dintre care 32.098 sunt utilizate în scopuri educaționale. Pe parcursul anului 2020, din bugetul autorităților publice locale și al instituțiilor de învățământ, au fost achiziționate 2.216 unități de calcul, tehnică de calcul. La 1 iulie 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat campania națională Donează un computer pentru educație. În contextul acestei campanii s-au recepționat 1.136 de computere, laptopuri și tablete. Guvernul Republicii Moldova a alocat 20 de milioane de lei pentru asigurarea desfășurării calitative a procesului educațional în instituțiile de învățământ general, astfel că urmează să ajungă la sfârșitul lunii octombrie 2020 în școli aproximativ 2.500 de laptopuri. În baza economiilor care au fost făcute din această licitație,
din 20 de milioane de lei. Guvernul Republicii Moldova a alocat 15 milioane de lei și a fost lansată o licitație la 1 septembrie 2020, încă pentru 680 de laptopuri. Un alt moment la care v-aș fi vrut să atrag atenția noastră este faptul că avem o colaborare foarte bună cu Banca Mondială. În cadrul proiectului Băncii Mondiale Reforma Învățământului Moldova, s-a reușit identificarea de resurse financiare în mărime de 3,5 milioane dolari SUA pentru a procura laptopuri pentru sistemul educațional din țară. Achiziția de astfel de echipament face parte din activitățile Ministerului menite să asigure standardele minime în educație, dar și implementarea strategiei Moldova Digitală 2020. Respectând regulile de achiziție ale Băncii Mondiale, Comisia de Evaluare a examinat ofertele și a identificat câștigătorul pentru livrarea peste 11.500 de laptopuri. La moment suntem la ultima etapă în care este verificată achiziția de către experții Băncii Mondiale. Urmează astăzi, mâine, să avem răspunsul și să semnăm contractul cu compania câștigătoare pentru livrarea echipamentului. Totodată, săptămâna aceasta, suntem în discuții cu colegii de la Banca Mondială pentru suplimentarea sumei direcționate pentru achiziții de laptopuri. Astfel, vom bota în limita posibilităților instituțiile de învățământ care, în anumite situații, ar putea oferi elevilor și cadrelor didactice pentru o perioadă de timp în utilizarea din computerele deținute. Un alt subiect care vreau să vă propun atenție dumneavoastră este problema formării cadrelor didactice. Asta a fost una din predilecțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în întreaga perioadă a pandemiei. Inițial, din datele colectate în martie 2020 de MEC, s-au constatat că 1.011 cadre didactice, 3,69% din numărul total, nu dețin totalmente competențe digitale. În acest sens, au fost organizate mai multe sesiuni de formare a cadrelor didactice. În perioada 20-26 martie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu susținerea partenerilor educaționali din Centrul Național de Inovații Digitale Clasa Viitorului, a organizat mai multe sesiuni de formare la distanță, 140 de formatori locali din 35 de raioane și municipii, privind utilizarea resurselor digitale. Acești formatori locali, la rândul său, au organizat sesiuni de formare a cadrelor didactice la nivelul instituțiilor de învățământ din teritoriu. Semnarea memorandumului cu gigantul american Google, care a durat mai mult de 4 luni, a consolidat eforturile noastre comune, căci drept urmare acestuia, în perioada 1 iulie 15 septembrie, s-a desfășurat programul național de alfabetizare digitală a cadrelor didactice, destinat profesorilor din învățământul general și profesional tehnic. În cadrul acestui program, 16.463 de cadre didactice au fost formate online din cei ce dețin competențe digitale, dar au dorit să fie formați suplimentar pentru a-și crește nivelul de competență digitală. Cursul propus a durat 60 de ore, cadrele didactice au avut posibilitatea să studieze 39 de aplicații digitale. Circa 1.200 de instituții de învățământ au fost conectate la pachetul Google Seed for Education. Programul de alfabetizare și dezvoltare a competențelor digitale a cadrelor didactice din învățământul general a fost implementat de Centrul Național de Inovații Digitale Clasa Viitorului, sub patronatul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, fiind susținut de Statele Unite ale Americii, Suedia, Marea Britanie, prin proiectul de competitivitate din Moldova, precum și de Fundația Orange. Vreau să spun că această predilecție a Ministerului spre formările continue ale profesorilor va fi una din prioritățile noastre și în continuare. Timp de 4 luni am condurat un parteneriat esențial pentru un sistem cu compania Microsoft, care a sprijinit Republica Moldova cu procesul de achiziție a dispozitivelor, oferind sistemul său de operare în scop educativ. La sfârșitul acestei săptămâni planificăm semnarea unui memorandum de înțelegere ca un acord al parteneriatului nostru în diferite direcții, inclusiv obținerea accesului la resurse educaționale și materiale de instruire pentru profesori și studenți. În baza memorandumului vom obține programe utile, lecții video la distanță, precum și pentru desfășurarea testelor la distanță. Cu informații suplimentare vom reveni. Am putea să aducem mai multe exemple ale eforturilor care au fost depuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pe parcursul acestei veri, dar o mare parte dintre ele
le puteți găsi pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Aș atrage atenția doar la Conferința Națională Educație Online organizată de MEC împreună cu Direcția Generală Educației Chișinău, cu participarea peste 8650 de cadre, realizarea formarea mai precisă a 226 de cadre didactice din 77 de instituții de învățământ din țară, privind implementarea curricula la disciplinele opționale din domeniul IT, aprobate în iulie 2020 cu sprijinul TECVEL, organizarea Academiei de Vară în perioada 1 august-31 august, care s-a bucurat de un succes enorm cu participarea profesorilor atât din Republica Moldova, din România, dar și altor state europene. De asemenea, urmarea colaborării cu Primăria Municipiului Chișinău, reprezentanții Băncii Mondiale, programul Pestaloț, Soros Moldova, UNICEF, UNDP și alți parteneri, a avut loc lansarea unui proiect de realizare a conținuturilor educaționale video, care facilitează activitatea cadrelor didactice în procesul de pregătire a copiilor și elevilor. Am vorbit mai mult la acest subiect, vreau doar să menționez că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a redistribuit mijloace în valoare de 5 milioane de lei Consiliul Municipal Chișinău pentru implementarea proiectului educațional Educația Online în temeiul memorandumului de cooperare semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Primăria orașului Chișinău în ziua de 27 mai 2020. Acest proiect prevede dezvoltarea unei biblioteci. Menționăm că conform acestui proiect este planificată filmarea a 5.000 de lecții conform planului cadru pentru a acoperi perioada septembrie 2020-martie 2021. Următorul subiect propus atenției noastre este asigurarea instituțiilor de învățământ cu dezinfectanți, urmarea multiplor sesizări venite din partea părinților privind colectarea de taxe pentru procurarea dezinfectanților și soluțiilor de igienă. A fost transmisă circulară referitor la atenționarea managerilor instituțiilor de învățământ despre obligativitatea respectării ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării numărul 1074 din 2019 cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plaselor informale din sistemul educațional. Din datele prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului din resursele instituțiilor de învățământ sau cu suportul APL, către începutul noului an școlar au fost achiziționate termometri și produse dezinfectare în 1167 de instituții publice de învățământ primar și secundar general. Pentru susținerea instituțiilor de învățământ, UNICEF și USAID au alocat 485 milioane dolari pentru procurarea de produse dezinfectante. Calculele au fost efectuate reieșind din numărul de elevi copii și clase, grupe per instituție. Produsele dezinfectante au fost distribuite până la 1 septembrie în proporție de 30% din cantitatea totală ce a revenit fiecare instituție. Până la data 20 septembrie 2020 urmează să fie livrat și restul cantității. Menționăm că produsele dezinfectante sunt repartizate tuturor instituțiilor de educație temporie și școli, atât publice cât și private. Totodată, de la bugetul de stat, vor fi procurate și distribuite în învățământul general produse dezinfectante în valoare de 31 milioane de lei. Cu referire la activitatea instituțiilor profesional-tehnice, instituțiile de învățământ profesional-tehnic din Republică, în primele două săptămâni ale lunii septembrie, au desfășurat activitatea educațională în regim online. Revenirea la studii se realizează eșalonat, parcursul acestor săptămâni, prioritar pentru studenții anului întâi. O școală din Chișinău își desfășoară activitatea în regim online, inclusiv parcursul săptămânii curente, din cauza faptului că mai mulți angajați, inclusiv membrii echipei manageriale, au fost testați pozitiv cu COVID-19. În total, infectați la data de 8 septembrie aveam 14 persoane, dintre care 4 elevi. În perioada 8-15 septembrie, 16 persoane, inclusiv 8 elevi. În ce își privește învățământul superior? Anul universitar în toate instituțiile de învățământ superior a început cu aplicarea modelului online în primele două săptămâni ale anului de studii și vreau pe această cale să mulțumesc rectorilor instituțiilor superioare de învățământ de înțelegere de care au dat dovadă. Nu am vrut să supraîncărcăm în special orașul Chișinău la 1 septembrie, dând posibilitatea să revenim treptat
la studii în școli, în grădinițe. Începând cu 14 septembrie, o parte din universități au trecut la modelul mix de organizare a procesului de studii, activități online și activități față în față, 9 universități. Alte 3 universități urmează să înceapă activitățile în modelul mixt din 16 septembrie, din 21 septembrie încă 5 universități, 5 universități vor lucra doar în modelul online pe parcursul lunii septembrie. Menționăm că în mare parte online sunt predate cursurile teoretice, dar în ceea ce privește seminariile, activitățile practice, stagii de practică, acestea se vor desfășura față în față în condiții sigure, asigurate de conducerea instituțiilor. Cazarea. La 1 septembrie a început cazarea etapizată a studenților tuturor universităților care dispun de cămine. Din numărul total de 74 de cămine cu 16.000 de locuri, în corespundere cu recomandările ANSP. Total cazați 5.612 studenți, ceea ce constituie 35% din locurile disponibile. Situația epidemiologică la moment relevă următoarea situație, depistați pozitiv COVID-19 7 cadruri universitare și 8 studenți, alți 52 de studenți și 21 de cadruri universitare se găsesc în autoizolare. Vreau încă o dată să le mulțumesc rectorilor pentru această atitudine responsabilă în pregătirea noului an de studii, precum și pentru înțelegere de care au dat dovadă în primele 2 săptămâni. Educația este un bun comun al întregii societăți, deci eu lansez un apel pentru părinți. Dragi părinți, un lucru care mi se pare esențial este că instituțiile de învățământ respectă planul cadru și elevii studiază exact cum se întâmplă în fiecare an, aceleași discipline bazate pe programa școlară. Dumneavoastră aveți un rol foarte important în demersul nostru comun. Acum mai mult ca niciodată trebuie să luăm în considerație opinia dumneavoastră, dar tot împreună este necesar să respectăm reglementările speciale și să venim cu soluții pertinente pentru a asigura un proces educațional de calitate. Dragi părinți, suntem într-o perioadă dificilă, cu toți ne organizăm pașii doar împreună cu dumneavoastră. Vom opera împreună cu dumneavoastră schimbări și vom recupera neajunsurile pe parcurs. Pentru profesorii noștri, un mesaj aparte. În condițiile speciale în care conviețuim, școlii revine un rol central în siguranța pe care le oferă copiilor, cadrelor didactice și personalului nedidactic. Profesorii sunt cei mai vulnerabili, întrucât munca lor devine mult mai incertă în condiții noi și misiunea este de a-și reinventa propria meserie și adaptarea la realități constituie un element psihoemoțional și fizic imens. Este foarte important să avem grijă nelimitată față de cadrele noastre didactice, educatorii, învățătorii, profesorii, corpul didactic. Rolul domnilor sare este unul esențial, dacă nu e profesor, nu e școală. Dorim să există o comunicare permanentă, deschisă și constructivă între profesori, părinți și elevi pentru informare, consultare și decizii. Să nu încercăm să supraevaluăm rolul formărilor care le-am făcut până acum, rolul investițiilor în tehnică. Cifrele despre care v-am vorbit de computerele existente până în prezent, 32.000 în sistemul educațional și computerele care vor veni până la sfârșitul acestui an etapizat sau care deja au ajuns, sunt nu altceva decât un început care va urma să fie prelungit, trebuie să fie prelungit, fiindcă o altă șansă nu există în opinia noastră și cred că sloganul educația trebuie să fie o prioritate, urmează să fie materializată și în bugetul pentru anul viitor și pentru următorii ani. Și la final, dragi colegi, copii și părinți, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării zilnic este în căutarea de soluții raționale pentru a înfrunta o criză pentru care nimeni nu a fost pregătit. În condițiile în care dorim să avem un proces educațional cu școala deschisă, trebuie să fim înțelegători, răbdători și să ne organizăm viața după aceste împrejurări. Nu vorbim de perfecțiune, dar ne dorim școala înapoi. Nimeni nu este vinovat de situația pandemică, consecințele însă le vom suporta împreună dacă nu acceptăm un cod de reguli pe care suntem obligați să le respectăm, chiar dacă nu le plac. Vă rog insistent să aveți grijă unii de alții, doar așa, împreună, vom putea să depășim criza pandemică și vom recupera școlile așa cum ni le dorim.
Sigur că toți ne dorim prezența fizică de 100% în școală, așa cum sunt cei peste 800 de școli la moment, care învață după modelul 1. Să ne gândim la profesorii care activează astăzi după modelele combinate, mixte, după modelele 2-7 și volumul enorm de muncă și presiunea care se exercită asupra lor. Și inclusiv presiunea asupra managerilor, instituțiilor de învățământ din Republică și responsabilitatea acestora. Vă mulțumesc! Încă nu a fost primită o decizie în acest sens, am avut abia niște discuții preventive, este prematură. Acum de vorbit la acest subiect, cred că săptămâna aceasta, fie până la sfârșit săptămână, fie săptămâna viitoare, am putea să revenim la acest subiect. Vă mulțumesc!